Din nordul Moldovei, de la Bălți, în sudul Angliei, la Londra, Geta Burlacu astăzi de concert aici. Suntem foarte entuziasmați și curioși să vedem cum decurge acest concert. Dacă ești și tu, hai să mergem! O dragă Marine, ca mai la de casata, măi, dragă Marine, și țărul pe inima. Pentru mine, Geta Burlacu, ea nu știe treaba asta despre mine, dar eu de când am primit un CD-ul cu ea, l-am în mașină și l-am cântat, a fost peripit CD-ul ăla în mașină mult timp. Adică nici o exagerare, dar de inflexiunile de latino, cu jazz, cu muzică populară, mai ales versuri de muzică populară. Și nu știu dacă sunt apotul ei personal, eu știu melodiile în varianta lor originală, dar sunt modificate. Deci nu știu dacă este varianta moldovenească a melodiilor populare sau dacă este apotul ei. Dar pentru mine femeia e genială, adică nu puteți să-i spuneți asta direct. Lume, lume, soro, lume, 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 soro. Credeți că a fost o idee bună să veniți la așa un asemenea concert? Da, foarte bună. Mai așteptăm așa concerte pe viitor. Ea, ca de obicei, cu vocea ei, inspiră și pe alții să apuce de cântat, chiar dacă nu pot. Dar, da, sentimente destul de aprins. Ea cântă de toate, că e foarte talentată și e și recunoscătoare pentru darul ăsta pe care îl are, dar în același timp, noi, cei muritorii de rând,
ne bucurăm de talentul ei și trăim momente frumoase împreună. Colors of the rainbow, so pretty in the sky. I see the people gone by. I see faces of my friends. Say, how do you do? They really say, why you bask? I see children cry. I watch them grow. They know much more than I never, 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 never know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think you are the best. Am văzut un vibe atât de pozitiv în orice face și orice zice, încât am zis gata, e exact ce trebuie pentru moralul nostru și pentru oamenii cu care lucrăm. Chiar asta, când mă gândesc la numele ei, mă gândesc la ceva pozitiv, plin de energie și care te inspiră. Un asemenea concert este ceva social. Știți bine că oamenii în UK, cel puțin, au venit aici pentru a munci. Stau foarte mult muncă, casă, nu socializează, nu au prieteni, pentru că îți iau o oră efectiv să ajungi la primul tău prieten care stă în cealaltă parte a orașului. La asemenea evenimente ne întâlnim oameni dragi, cu un vibe bun și cred că ar trebui să participe cât mai mult și cât mai des la asemenea evenimente. Vă zic sincer că eu am ales ziua de luni în principiu pentru a face o săptămână mai bună tuturor, care încep cu o energie pozitivă și se gândesc mereu la chestia asta. Și mulțumim la toți care au participat, care au cântat și sper să mai fie așa. Pentru prima dată când am auzit numele de Geta Burlacu, l-am asociat cu un folclor autentic, foarte pur și strong. Dar acum mi-am schimbat părerea. Se pare că poate să zic așa, în ghilimele, să ducă foarte mult. Poate cânta de toate, nu? Poate cânta de toate și nu e ușor să sări de la un ritm la altul. Felicitări! Nu am văzut-o să cânte așa. Le arătăm și la englezi ce tradiții frumoase avem noi și ce muzică frumoasă avem noi. Englezii sunt impresionați și eu știu, cunosc englezi care ascultă muzica noastră și wow, vă știți să vă distrați. Le arăt cum dansăm, cum ne distrăm, și aceeași mâncare și toate astea sunt impresionante pentru ei, pentru că noi avem o tradiție frumoasă până la urmă și e foarte important să o menținem. Și le arătăm și la cei mai tineri care vin care se nasc aici, să învățăm și româna și să fim pe aceeași undă până la urmă. Chiar mi-a plăcut, am rămas cu cel puțin cu 3 din piese în cap, o să le discut mai târziu. Foarte frumos, adică rămân cu ritmurile alea și încerc să duc combinația asta un pic chiar mai departe. Mulțumesc tare, tare mult! A lot of flowers in London, yeah! Thank you so much! Cumva ne-a așteptat, dar tare, tare plăcut. Știți cum se spune? Mulțumesc mult. Știți cum se spune? La nuntă vinim fără flori, numai cu cărți. Niciodată. Întotdeauna la unireasă să duceți o leacă și de flori. Exact așa și la concert. Să veniți așa frumos cum vreți voi,
Da, cânt și cu flori. Mamă, o să stea florile astea, cred că încă 10 zile în casa mea aici la Londra și eu am să mă uit și am să aduc aminte de toți dumneavoastră. Mulțumesc mult! Thank you so much! Geta, nu te-am văzut niciodată să cânti live. Am rămas... Eu știu că tu poți cânta. Eu am văzut. Dar azi a fost prima oară și am rămas foarte uimit de capacitățile tale. Mulțumesc. Și am rămas uimit. Îmi pare rău că tu până acum nu ai fost la concertele mele să vezi cum eu cânt live, dar îmi pare foarte bine că asta în sfârșit s-a întâmplat. My dream came true. Yeah. Visul meu a devenit realitate. Cum ți-a părut seara de azi? Seara de azi pentru mine a fost exact cum ai spus tu, visul meu a devenit realitate pentru că, nu știu cum să iau așa pe toate să le zic, am vrut foarte mult să cânt cu chitaristul cu care am fost astăzi în scenă, Alef Aghiar, un minunat chitarist de jazz și nu numai. Foarte mult mi-a plăcut sunetul, mi-a plăcut scena, mi-a plăcut sala, LCCM, acest colegiu de muzică contemporană, London College of Contemporary Music, care ne-a găzduit azi. Și știi, atunci când am avut repetiții aici, eu cumva mă gândeam la studenții noștri de acasă și îmi doream foarte mult ca ai noștri, cei care fac music production, care fac jazz, care fac band, care fac muzică contemporană, să aibă aceste posibilități pe care le au studenții de aici. Și de asta îmi pare bine că, că sunt aici, că am cântat anume aici. Oamenii care au venit astăzi la concert, cumva dor de noi, au fost oameni exact ca tine, care au vrut să mă asculte cum cânt eu live, și care mă cunosc, mulți din ei, doar prin intermediul internetului, doar online. Și în sfârșit astăzi ne-am întâlnit offline, ne-am cuprins, am cântat împreună. Am cântat împreună, de ce zic așa? Pentru că astăzi în program au fost piese populare românești, dar asamblate într-un aranjament de jazz, într-un aranjament de jazz duo, eu voce și Alef la chitară. Și cred eu că cele mai frumoase lucruri, într-adevăr, sunt importante când au continuitate. Și despre asta este seara de azi, despre continuitatea lucrurilor frumoase. Și tu ai zis la început că chestia asta cu Alfie, da? A fost un vis a tău care a devenit realitate. Dar seara de azi, într-un fel, a fost un vis devenit realitate, pentru că și organizatorul, care tu spuneai la început, a organizat și tu ai zis că ai vrea un asemenea concert, anume aici, și iarăși tu ai făcut ca asta. Da, eu îți mulțumesc mult că tu cumva ai menționat importanța lui Marius Spătaru, care a binevenit să mă invite aici să cânt pentru oamenii dornici de muzică faină. Da, eu îi mulțumesc pentru că, de fapt, planurile noastre, visele noastre pot deveni realitate doar atunci când avem, nu doar în spate, alături, în față, în jurul nostru, oameni potriviți, oameni care sunt deschiși, oameni care cred în noi, oameni care cred în noi și vor să ne ajute, oameni care se organizează și sunt alături de tine, nu contează la câți kilometri ești de casă, și asta apreciez foarte mult. Tu ești un fel de motivational speaker, așa mă uit eu la tine. Când s-a început chestia asta? A fost tot timpul așa, ai fost deschis? Da, mie îmi pare că da. Mie îmi pare că da, doar că în ultima perioadă am înțeles cum asta se numește. Că asta are o denumire, mai mult decât atât, că lumea plătește bani mulți pentru acest fapt. Dar eu îl fac în concertele mele pentru că altfel nu știu cum. Mie îmi place să motivez oamenii pentru că fără motivație, de fapt, noi nu avem necesitate să ne ridicăm dimineața din pat. Ai știut? Nu. Să știi.
tu ai venit în Marea Britanie să faci universitate și tu ai făcut universitatea de psihologie. Nu-i chiar așa, pentru că universitatea, masterul de psihologie l-am luat în acest an, pe 4 decembrie am avut graduation, dar am venit în Marea Britanie, cred că vreo 7 ani în urmă, atunci când mi-am adus copiii să învețe aici. Copiii mei ambii sunt acum studenți, unul din ei, Sebastian, este student aici, la London College of Contemporary Music, face music production, face aranjamente, învață cum să facă muzică pentru filme, pentru jocuri, exact, da, învață cum să facă muzica și cum să o vândă. Eu sper să aibă mare succes și să învețe mult mai mult decât mine. Iar Elvira este absolventă în acest an a Warwick University la matematică. Deci, cumva, m-am rupt, așa pot să spun, m-am rupt de acasă, într-un zbor, spre Marea Britanie, ca să, după părerea mea, asta este doar despre mine, ca să încerc să le dau copiilor altceva decât am știut eu. Și îmi pare că mi-a reușit. Interesant, bravo. Nu știu, bravo, nu băieții... este bravo, este doar povestea mea, pentru că toți oamenii își trăiesc poveștile lor personale și fiecare poveste este într-un alt mod, într-un mod sau altfel, una frumoasă. De ce zic bravo? Zic bravo pentru că nu e ușor. Adică tu ai fost mamă singură, cu doi copii, la Londra. De asta zic. Niciodată nu mi-am pus întrebarea cât de greu mi-a fost, pentru că nu mi-am dat seama. Și am realizat, cred că vreo 2-3 zile în urmă, când am stat așa să mă gândesc, dar cum le-am reușit? Și dacă tu știi că eu am răspunsul, eu nu l-am. Așa. Am avut noroc. Și cred că noroc de oameni. Da, și un pic de tupeu. Oh, da. Mie îmi place orașul ăsta. Orașul ăsta este pentru mine oraș care întruchipează în sine multe lucruri frumoase. Este meca culturală mondială și de asta sunt aici. Eu mergeam pe străzile Londrei și mă uitam așa într-o parte în altă și ziceam how much wealth. Știi, când te uiți pe străzile Londrei și vezi. Mie mi se pare totul aici frumos. De fapt, și acasă mi se pare multe lucruri tare frumoase. Cred eu că frumusețea trăiește în sufletul nostru și poate motivul de ce sunt aici, pentru că îmi pare toată planeta casa mea și dacă aș avea o viață fără limite, limite zic de ani, dacă aș putea să trăiesc la nesfârșit și o perioadă de viață constructivă, energică, cred că odată la 20 de ani mi-aș alege o altă țară, până nu aș trăi peste tot. Tu pleci acasă destul de des, ești în concerte. Da, da. Când ar putea să te vadă lumea la următorul concert? Aici? Cei care sunt curioși, ori aici, ori acasă. Ori aici, ori acasă. Auci. Eu cred că cel mai simplu e de urmărit paginile mele pe Facebook, pentru că așa, în decembrie sunt acasă, de Revelion sunt acasă, iar din ianuarie, februarie, martie sunt aici. Deci urmăriți, cred că cei care vor să vină la concertele mele sunt întotdeauna cu ochii pe mine. Da. De acord. Mai avem încă 2 minute. O să rog frumos să-mi zici la ce se așteaptă Geta în anul viitor. Suntem în Revelion, Crăciun, bate un mesaj de felicitare pentru toți cei care sunt acasă. Cred că nu aș zice la ce mă aștept eu, dar cred că aș veni cu un mesaj pentru toată lumea. Nu contează unde sunteți în lumea asta mare pentru toată diaspora noastră. Vreau să vă spun, nu doar cei care sunt în Marea Britanie, din toată lumea. Să știți că lumina, casa, bunătatea e în sufletul nostru și cu asta putem pleca în lumea mare. Dumnezeu să vă binecuvânteze în toate, să nu vă fie frică de nimic, pentru că focul, energia, puterea, dorința, motivația e în voi. Thank you.